Scumpii mei, suntem într-o zi importantă, deosebită, atât în viața bisericii, în viața familiilor, celor trei frați, dar în mod deosebit pentru voi, slujitori, este o zi importantă pentru că Dumnezeu înălțește ceva, o înaltă, o mare și responsabilitate. De aceea, dragii mei, având în vedere această înaltă chemare, îmi cer scuze că stau cu spatele meselor, pentru că aveți această deosebită onoare și trebuie să ne ascurs, aș vrea că aici, în fața văzutului și în mod deosebit, Dumnezeu, care este văzut, dar este aici și v-a chemat, v-a autorizat, să răspundeți, dragii mei, așa cum ați făcut-o la fiecare legământ important din viața voastră. La legământul botezului în apă, la legământul căsătoriei, iată o altă zi care trebuie acum, în continuare, să mă găsiți și să răspundeți. Aș vrea, dragii mei, pentru că suntem la acest moment important, întreaga biserică să nu uite, rugați-vă și sprijiniți cu toată inima. Frate Gagea, aici, înaintea martorilor văzuți și înaintea lui Dumnezeu care te-a autorizat, care ți-a dat certitudinea slujirii și a binecuvântării. Te întreb și te mărturisesc dacă în continuare, după ce ai fost ordinat ca și diacon, atunci ca și presbiter. În urma ceea ce ai semnat ca angajament, te întreb și te mărturisesc dacă din toată inima, din dragoste, din convingere că-și Dumnezeu te așează și te cheamă, vrei să slujești în continuare Domnului? Da, vreau să slujesc cu toată inima, cu toată convingerea, înaintea lui Dumnezeu și cu fața poporului. Domnul să te binecuvânteze. Așa cum facem de fiecare dată în legăminte importante și întrebăm, nu rămâne decât să continui mărturisirea și să te întreb până când. Frate, spun, face ce spun. Până la sfârșitul vieții mele. Domnul să binecuvânteze. Sunteți martori, noi, cei care suntem aici, și Dumnezeu, care iată te binecuvânt într-un mod deosebit. Amin. Amin. Acum, partenerul, același context, aceleași întrebări, dacă din toată inima, cu toată ființa ta, cu tot sufletul tău, cu tot ceea ce Dumnezeu a așezat în cugetul tău, dorești, ca în urma angajamentului semnat, să slujești Domnului ca și presbiter și să fii cu adevărat un deosebit slujitor în biserica sa? Da, din toată inima. Domnul să te binecuvânteze. Până în dragul meu, această convingere și slujire o vei purta și o vei avea în viața și în inima ta. Ajutorul Domnului până la noastră. Domnul să te binecuvânteze. La fel, sunteți martori și ați auzit ceea ce s-a angajat și Dumnezeu să te facă demn de acest angajament. Amin. Frate Beni, așa cum îți spuneam, binevenit în linia întâi. Ești la început, în drumul slujirii, fie ca Dumnezeu să-ți pregătească continuare și în el să crești până să ajungi la statura plinătății lui Hristos. În această zi importantă a vieții tale, te întreb și te mărturisesc dacă din convingere, din dragoste, tot ce a așezat Dumnezeu în tine, valorile minunate și binecuvântate pe care el le-a pus, în această minunată zi de închinare specială din partea ta, dorești cu adevărat să fie și să constituie, dragul meu, o lucrare deosebită din partea ta înaintea lui Dumnezeu și înaintea bisericii sale? Da, vreau să fac toată inima mea și cu tot ceea ce sunt de Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dragul meu, până când această înaltă chemare va fi onorată viața ta, a familiei tale și a bisericii unde Dumnezeu te-a așezat. Domnul să te binecuvânteze, la fel, dragii mei, și în cel de-al treilea caz, sunteți martori, ați auzit, cu urechile dumneavoastră nu rămâne decât să ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvânteze. Amin. Vă invit acum să ne ridicăm cu toții, cei trei frați, vor veni aici în față, să fie cu fața spre biserică, vor îngenunchea și împreună cu frații slujitori ne vom așeza mâinile peste ei, iar frații păstori ne vom ruga pentru ei. Fratele Ivașcu, haideți. Ah, și... Oh, fratele Ivașcu, sigur, dacă